Dip 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 nadjo, up and made him the long ago. Dip 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 nadjo, up and made him the long ago. Sub familia, tânăr, înalt, 1,80 m, caut domnișoară sau doamnă. Cine dorește să mă contacteze pentru prietenie, eventual căsătorie, să fie o persoană serioasă, să nu fumeze. Bă, Artur, ai uitat să spui cu aia că trebuie să-i placă și munca, o construcție spontane, că uite, se mai dă lume o casă, mai vrei să mai faci un living? Vrând să-mi fac un living la casă, s-a dărâmat casa pe mine. Gurzule, mai bine băgă-i melodia aia sau îmi vine legendele să facă istorie. Ce legende boss? Aia sunt doi boschetari în p*** mea. Am făcut și eu o baie relaxantă. Am stat pe TikTok. Dacă mai aud un singur TikTok, gen... Îți dau 100 de lei dacă mi-arăți că mai ai la follow pe Insta. Îți dau 100 de lei dacă mai ai la follow pe TikTok. Îți dau 100 de lei dacă mi-arăți soldul contului tău bancar. Fă, eu nu dau nimic. Dar ai protocol ajuns? Da, eu sunt Verșoara lui Dragoș și cred că o să fie băiat. Eu sunt mătușa lui Dragoș și va fi o fetiță. Eu sunt mătușa lui Dragoș și vreau să fiu o fetiță. Eu sunt unchiul lui Dragoș și vreau să fie și băiat și fată. Adică amara? Eu sunt unchiul lui Dragoș. Bă, ia stai așa. Dragoș, Dragoș, Dragoș. Bă, dacă are pula mea ești, bă, Dragoș. Cola. Îmi place foarte mult pentru că înainte beam cola, dar și acum beau cola. Dar uneori mai beau și Pepsi. Boss, și nu te ia metala dacă le amesteci! Îmi fac biceps, triceps, stau bine pe cariceps. Motane, tot în netul a văzut clipul ăla cu Bia Khalifa în duș. Chiar nu stai bine pe cariceps. Nu te mai lăuda. Poate evadează Dani Mocanu din arest la domiciliu și vine să mă bată. Care a luminat azi noapte cerul României a pus în alertă salvamontiștii din Hunedoara și Gorj. S-a crezut inițial că este vorba despre un avion în dificultate. Dar de fapt era Optimus Prime, în p*** mea, vezi și el în vacanță în România. Bă, ce oameni, bă! Nici robotul nu mai poate să mai facă o vacanță fără să-l dea terorizat ăștia la știri. Pentru 300 de lei, poate de data asta ei, îl sun pe iubitul tău și îi spui că vrei să te desparți de el? Bine, hai! 300 de lei, da. Și un dristor kebab, da? Da. Hai, sună-l și dă-l pe speaker să vedem. Și îți dăm 300 de lei, că ultima dată te știu o țară întreagă, ne-ai refuzat. Ia să vedem. Să vedem ce părere are iubitul tău. Alo? Alex? Poți, da, să vorbești puțin? Da. Auzi, m-am gândit la despre ce am vorbit aseară și nu știu, nu cred că mai merge, cred că ar trebui să ne despărțim. Acum, întrebarea care se pune este despre ce mi-au vorbit aia aseară. Dacă știe cineva, să ne scrie în comentariu acolo. Somn ușor, vise plăcute, purice să te sărute. Oare când Pizder mă rămâne fără pânză să urcă la ATB?